Dragilor, bine v-am la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul campaniei Redefinirea masculinității între vulnerabilitate și autenticitate. Astăzi alături de noi este Sandra Ecobescu, președinte Fundația Calea Victorii și vom vorbi pe marginea unei cărți superbe, o carte frumoasă publicată în colecția Autobiografia Libertate în exil, autobiografia lui Dalai Lama, în traducerea lui Ine Simionescu, o carte pe care o puteți găsi pe site-ul editurii Herald în cadrul acestei campanii redefinirea masculinității. Liderul spiritual și politic, am putea spune, al Tibetului, câștigător al Premiului Nobel pentru Pace în anul 1989, a fost recunoscut ca fiind cea de-a 14-a reîncarnare a lui Dalai Lama în 1938, la vârsta de numai 2 ani, prin intermediul unui proces tradițional de descoperire. Luat de lângă părinții săi, a fost apoi dus în Lasa, educat conform unui regim monastic de austeritate și crescut într-o izolare aproape totală. La vârsta de 14-15 ani, în condițiile în care țara Tibetul se afla sub amenințarea noii chine comuniste, a fost investit cu puteri de pline ca șef al statului Tibet, o țară de dimensiuni comparabile cu cele ale unei țări din o țară mică din Europa Occidentală. În următorul deceniu, am putea să-i spunem un deceniu traumatizant, Dalai Lama a devenit un apropiat atât al președintelui Mao, cât și a lui Nehru, primul ministru indian, timp în care a încercat cu disperare să mențină autonomia poporului său. Anul trecut, dacă nu mă înșel, undeva la începutul lunii iulie, în câteva materiale, în câteva interviuri cu invitații noștri, l-am omagiat pe Dalai Lama la împlinirea venerabilei. Și frumoasei vârste de 85 de ani, dacă nu mă înșală pe mine memoria, vorbind despre o serie de cărți publicate în colecția Himalaya. Aș putea spune o mică serie de autor, cărți ale lui Dalai Lama, cum ar fi Cultivarea răbdării, de asemenea, Cum să ne descoperim potențialul nostru uman. O minte senină și liniștită, și multe alte cărți. Iată un personaj remarcabil, un personaj prolific prin cărțile, prin scrierile sale, pe care ni le oferă cu atâta generozitate dar de asemenea, cum spuneam puțin mai devreme și cunoscut prin conferințele sale, dar și un lider politic și în egală măsură un lider spiritual. Pentru că într-un alt material pe care l-am realizat tot împreună cu Sandra Ecobescu despre un alt personaj remarcabil al secolului 20 de această dată, Mahatma Gandhi, Spuneam despre și făceam unele comparații, bineînțeles, cu Dalai Lama, aflat, iată, încă în viață și ne transmite înțelepciunea sa de fiecare dată. Personaje remarcabile care au schimbat cumva înfățișarea lumii, și aici mă refer nu doar înfățișarea sau imaginea Indiei pe plan internațional, în cazul lui Mahatma Gandhi, dar iată și a Tibetului, în cazul lui Dalai Lama. Așadar, doi oameni, doi bărbați, care prin cultura, prin înțelepciunea, prin tradiția spirituală din care fiecare se trage și face parte, iată, de data aceasta, Dalai Lama un personaj cu totul și cu totul remarcabil, despre care vorbim cu mult drag și cu multă plăcere ori de câte ori avem ocazia. Așadar, Libertate în Exil, în care el vorbește despre tot ceea ce s-a întâmplat înainte de ocuparea Tibetului de către China, toate, hai să le numim, aventuri, experiențe de viață prin care, prin care a trecut. Un lider politic, un lider spiritual, care vine întotdeauna prin conferințe, prin mesaje în fața omenirii, vine cu. Mesaje de pace, cu mesaje de non-violență, cu mesaje de uh, iubire, de compasiune, de empatie, care până la urmă reprezintă și virtuțile uh, și valorile, principiile de viață morale, pe care de altfel le găsim și în tradiția budismului uh, tibetan. Ce te-a impresionat la această carte? În primul rând îți mulțumesc pentru invitație și provocare. Sunt onorată și aș spune copleșită de întâlnirea cu acest domn. E o carte pe care cred că mulți dintre noi o vor descoperi cu multă bucurie. Este aparent povestea unui personaj excepțional, cum bine ai spus. Pe de altă parte, este mai mult decât o simplă autobiografie. Este Aș spune o, un credo al acestui lider spiritual și politic. E important să spunem, cum mai cum menționat și tu anterior, că în cazul tradiției budiste tibetane, practic, liderul politic este același cu liderul spiritual. E ceva specific acestei tradiții și, de asemenea, ceva foarte atipic și poate greu de înțeles. Pentru noi, occidentalii, europenii, lumea agitată a războaielor și a conflictelor, acești tibetani sunt caracterizați de non-violență. De aici și, să spunem, aceste război extrem de nedrept și inegal între China comunistă care încearcă să... să facă să dispară poate de pe, de pe hartă această tradiție veche și de fapt spiritualitatea tibetană budistă și acest popor extrem de blând, așa un fel de blajine, aș spune eu, ca să fac o comparație cu, cu folclorul românesc, un fel de ființe care par a fi din altă lume. Este o carte foarte interesantă pentru că, așa cum spunea, este un personaj excepțional, da? vine frumos în continuarea prezentării noastre despre Gandhi, din nou, avem de-a face cu un personaj care, să spunem, poate sta alături cu profeți sau personaje din, din tradiția creștină, sau care aduce mesaje de iubire, de compasiune. Ăsta ar fi cuvântul, să spunem, specific budismului și, în cazul lui Dalai Lama, care apare în limbajul european, foarte interesant, pentru că, prin povestea lui, prin această autobiografie, Dalai Lama. Nu povestește doar despre o cultură extraordinară care, iată, a dăinuit pentru mii de ani și niște tradiții care încă există, chiar dacă sunt asupriți acești oameni și, mă rog, chinuiți de chinezi, dar, pe de altă parte, e vorba de, de, de o spiritualitate extraordinară. Și, așa cum am făcut și la Gandhi, o să recomand celor care ne urmăresc un film extraordinar pe care mi l-a recomandat prietena noastră comună, Andreea Ionescu, care îl cunoaște pe Dalai Lama, l-a văzut mai îndeaproape, eu îl știu doar din filme și din cărți, Și anume un film numit Kundun, care cred că a fost în mare măsură inspirat din, din această carte. E un film făcut în 1997 de Martin Scorsese și um, încearcă să surprindă atmosfera asta extrem de excentrică pentru noi și magică a, a Tibetului. Um, și uh, foarte interesant, evident, în, în carte vedem povestea micului Dalai Lama uh, Asistăm așa la, la ritualurile specifice acestei tradiții de a, de a găsi reîncarnarea lui Dalai Lama Cum spune e vorba de copii care pot avea 2-3 ani și care printr-o uh, metodă a lor specifică Pe care o descrie în carte foarte frumos autorul, uh, sunt identificați Mie mi-a plăcut în mod special și aș vorbi despre un capitol care cred că ar atrage atenția foarte mult cititorilor, înainte de a-și da seama dacă vor cumpăra sau vor citi cartea. Ceva care cred că atrage europeanul și occidentalul în mod special către spiritualitatea budistă tibetană. Capitolul 12 din carte se cheamă despre magie și mister. Și cu foarte multă candoare în stilul specific de a scrie al lui Dalai Lama, pentru că el are un stil așa foarte frumos și natural, și um, aș spune, aparent naiv și simplu, dar de fapt extrem de profund. Uh, Dalai Lama face o, o scurtă trecere în revistă a lucrurilor care îi fascinează pe occidental sau poate îi sperie. Și face pe unii dintre ei să considere această tradiție spirituală ca fiind retrogradă sau stranie. Despre magie și mister, foarte interesant. Fenomene misterioase, spune el. Face aici, menționează, dar el e foarte elegant, așa mereu spune că este deschis că trebuie știință. Asta și din carte aflăm că de mic el a fost un copil pasionat să meșterească și repara ceasuri. La un dat a avut și o aventură cu o mașină la 13 ani, una din puținele mașini din Tibet pe care el a luat-o și a avut un mic accident. Deci de mic a fost o minte, să spunem, deschisă nu doar către spiritualitate și studiul textelor tibetane, ci și către zona asta de știință. Iată, nu întâmplător, Dalai Lama, într-un secol al științei, are, are deschiderea asta. Pe de altă parte, el descrie câteva dintre aceste fenomene, așa zis, misterioase sau magice, Vorbește despre călugării care pot petrece o noapte în zăpadă fără să li se schimbe temperatura corpului. Wow, am spune noi! Da? Sau alți călugări care, prin meditație, evident, tehnicile lor pe care ei le exersează în ani și ani de retragere în mănăstire și lucruri foarte complexe care nu ne sunt, în principiu, inaccesibile fără a ne apropia de această zonă, pot usca pe corp un cearșaf ud doar prin temperatura corpului lor. Sau un lucru iar absolut spectaculos, fenomenul acesta al oracolelor, pe care îl găsim și în, cartel, în, în, capitolele introductive, la început când este identificat Dalai Lama și ulterior apare acest oracol. Ce este oracolul ăsta? Pentru cei care nu urmăresc. Mie mi-a amintit cumva de... Evident că nu e același lucru de tehnicile șamanice sau de intrarea în transă. Poate ce găsim și în tradiția românească, iată, călușarii, da? călușarii care nu sunt niște simpli dansatori cu tricolor la picioare și cu zurgălăi, ei de fapt sunt niște personaje care sunt uh, în transă și care practic uh, devin un mijloc de comunicare între două tărâmuri, cel nevăzut și cel văzut. Și foarte frumos, aici dacă îmi dai voie aș citi uh, un mic citat, ne povestește despre fenomenul oracolilor, foarte natural, domnul Dalai Lama. Spune că probabil nouă ni se pare ceva straniu, după care începe să povestească despre oracolul cu care el comunică, care se numește oracolul Nehung, cred că așa se citește, care, bineînțeles, acest oracol este din secolul al XVIII-lea, după care el, evident, că poate să intre în corpul persoanelor care intră în transă și cu care el comunică. Adică povestea, când o citești așa, pare foarte natural și din când în când este consultat, se întâlnesc, este de vorbă cu Nehung și aș zice aici, aș citi un mic fragment... Dar în ciuda acestui fel de familiaritate, Nehu mi-a arătat întotdeauna respect. Deci vorbim de un fel de spirit sau un fel de entitate care se întrupează într-un oracol. Chiar și atunci când relațiile sale cu guvernul s-au deteriorat, așa cum s-a întâmplat în ultimii ani ai regenței, el invariabil răspunde cu entuziasm de câte ori este întrebat ceva despre mine. Să spunem că oracolul, evident, este consultat când e nevoie de o decizie importantă. În același timp, răspunsurile sale la întrebările despre politica a guvernului pot fi zdrobitoare câteodată răspunde numai printr-o explozie de râs sarcastic. Îmi amintesc bine un incident special care a avut loc când aveam aproximativ 14 ani. Lui Nehung i s-a adresat o întrebare despre China, deci încă era în Tibet. În loc să răspundă direct, cutenul s-a îndreptat spre est și a început să se aplece în față violent. Era, era, înspăimântător de privit, știind că această mișcare, combinată cu greutatea mitrei lui masive, un costum care uh, mi se explică aici că cântărește foarte mult, pe care o purta pe cap ar fi de ajuns să-i frângă gâtul A făcut acest lucru de cel puțin 15 ori Nimeni nemainduindu-se unde se afla pericolul Iată o întâlnire între o lume mistică A oracolului posedat de, de un, un spirit care ajută pe Dalai Lama Și un dialog Adică, cartea asta este o, o întâlnire între lumi și civilizații Pentru că e important să spunem Dalai Lama s-a născut iată în acest sat, apoi evident că a urmat anii aceia de pregătire, cum spuneai, mare parte izolat de restul lumii, după care evident a urmat exilul forțat și după cum aflăm și din carte, încurajat de acest oracol, pentru că Dalai Lama inițial nu vrea să plece să-și abandoneze poporul, dar a fost convins prin toate mijloacele posibile pentru a salva viața și de fapt a salva această tradiție spirituală. Mi se pare absolut fascinant. Ce mai povestește în acest capitol, Dalai Lama povestește despre reîncarnare. E tot așa. Spune, da, reîncarnare poate vi se pare ceva straniu, dar să știți că de fapt nu e atât de complicat. Haideți să vedeți cum se recunoaște copilul, că de fapt e ceva matematică, calculăm. De când a murit ultimul Dalai Lama, mai adăugăm 2 ani și după aia mergem în nu știu ce sat, Adică încet, încet ne ia de mânuță așa mintea noastră rațională care stă sub semnul științei nu? în lumea modernă. Și ne duce în lumea asta extrem de interesantă a budismului tibetan, și final menționează și medicina tibetană. Ce am vrut să spun cu acest capitol? Că poate că exotismul acestui personaj, numit Dalai Lama, exotism cu ghilimele sau aerul acesta din, din altă lume, de fapt ne oferă o cheie către lumea noastră interioară. De ce fascinația occidentului pentru, pentru Tibet. Uite, o să, o să spun acum ceva din, din amintirile mele, dintr-o excursie extraordinară din Nepal, de acum 14 ani și ceva. Am avut șansa să vizitez Nepalul ca un turist naiv și complet nepregătit, căutam frumusețile patriei și vizitam temple budiste și așa mai departe. E Și la aceste temple budiste din Nepal, la un moment dat, prietena mea care pregătise excursia ne-a atenționat pe noi cei șase, șapte din grup, vedeți că aici vedeți și tibetani. Și am reușit să vedem în mai multe temple grupul de tibetani care veneau să se roage și vreau să zic, Sorin, că a fost frapantă asemănarea dintre costumul tibetan și costumul maramureșan. Aceste doamne tibetane care veneau, femei simple, da? că codițe împletite, aveau un fel de fote în culori puternice din lână, care mie mi-aminteau de maramureș. Deci nu este vorba în această carte doar despre Dalai Lama, doar despre Tibet, este vorba, cred că, despre o, o întoarcere, aș spune, către sine, pentru că Dalai Lama nu e preocupat de non-violență doar și uh, de protejarea tuturor ființelor sensibile, ci și pentru grija pentru mediu, grija pentru păstrarea tradiției, da? pentru păstrarea originilor. Da, uh, evoluăm, ținem cont de știință, dar nu distrugem ceea ce ne-au lăsat uh, strămoșii. Și asta mi se pare extraordinar. Așa e o meditație la lucrurile extraordinare pe care trebuie să le păstrăm și să le prețuim. Uite, dacă îmi dai voie, am să uh, citesc un pic uh, tot despre Dalai Lama, apropo de ceea ce spuneai tu puțin mai devreme, despre preocuparea lui și înclinarea lui către știință și către neuroștiință, și o să vedem de ce, atunci când era mic, desfăcea ceasurile, monta la loc. Și ce legătură există, apropo de ceea ce vorbește el în această carte și nu numai în autobiografia, dar și în cărțile pe care el le-a scris, este o altă carte foarte dragă mie. Este vorba despre Mănăstirea și Microscopul, o carte publicată în colecția Dialoguri, tot la editura Herald. Unde apare următorul, următorul aspect, să spunem? În 2013, cu ocazia unei întrevederi istorice care a avut loc într-o mănăstire tibetană din sudul Indiei, Dalai Lama s-a întâlnit cu oameni de știință de top, filozofi și călugări, pentru a clarifica în profunzime subiecte precum natura realității, conștiința și creierul uman. Aceasta sau această carte vorbește despre cartea Mănăstirea și Microscopul, această carte revelatoare redă de fapt dialogurile extinse ale unor cercetători, și aici vin câteva nume, Richard Davison, Matthew Ricard, Tania Singer, Arthur Zajonc, care au încercat să răspundă la întrebări precum care este natura realității? Avem nevoie, de exemplu, de creier pentru a fi conștienți? Ne putem schimba mintea și creierul prin meditație? De-a lungul acestor discuții participanții explorează punctele comune adesea uimitoare și emoționate care există între metodele de percepere, investigare și cunoaștere a științei occidentale și cele ale budismului tibetan. Și asta mi se pare un lucru fantastic pentru faptul că uh, un, uh, un lider spiritual, uh, profund ancorat în uh, realitatea uh, tibetană. Și în tradiția spirituală a budismului uh, tibetan, iată, are această deschidere către ceea ce înseamnă uh, psihologia modernă și mai ales zona neuroștiințelor și a faptului că, uh, într-adevăr, s-au făcut studii și există o mare legătură între psihologie și budism. Nu, nu mai așa vorbesc, este. mă refer mai ales la meditație ca formă de. Să spunem, de schimbare sau da, de schimbare a, din punct de vedere neuronal a creierului. Faptul că ne putem schimba anumite programe mentale, anumite credințe limitative, anumite tipare relaționale, ne le putem schimba, de exemplu, prin rugăciune, în cazul creștinilor ortodoxi, sau prin meditație, în cazul celor care uh, au această înclinație și aplicare spre alte tradiții spirituale care presupun ca formă nu numai de devoțiune, dar și ca formă de regăsire a sinelui, meditația. Da, uite, acum realizez în timp ce povesteai lucrurile astea, că, de exemplu, eu sunt fascinată de tot ce înseamnă Tibetul tradițiilor, iar soțul meu este fascinat de dialogurile dintre Dalai Lama și Daniel Goleman și toată partea asta științifică pentru că este această minte europeană științifică, nu, nu există mister nu știu ce. Deci cumva împreună lucrurile pot fi analizate pentru a avea întregul. Însă realizez că prin acest exil al lui Dalai Lama, de fapt, Europa și întreaga lume beneficiază de un dar uriaș. El, fiind obligat să-și părăsească țara, de fapt, a mers către Occident pentru a face lobby sau a încercat să sensibilizeze opinia publică în ceea ce privește problema tibetană și cumva a venit cu un dar, nu a venit cu mâinile goale, a venit cu toată cunoașterea, cu toată deschiderea, cu toată compasiunea și înțelepciunea asta blândă a, a budismului tibetan. Și spune ceva foarte frumos el aici, prin instruire mentală am dezvoltat tehnici, vorbește despre budiști, pentru a face lucruri pe care știința nu le poate explica încă în mod adecvat. Deci el cumva aici, foarte elegant, Spune, vedeți, dragii mei oameni de știință din Occident și Europa, că nu toate lucrurile pot fi explicate, iar noi, prin tehnicile noastre budisme de budiste de meditație, am, adus, am ajuns în niște zone uh, care, în acest moment nouă, mie și ție și altă, ne sunt ascunse. Uh, zice, la acest lucru așadar este baza magiei și misterului, în ghilimele budismului tibetan. Deci avem foarte multe lucruri de învățat de la Dalai Lama și de la practicanții budismului tibetan și a budismului în general și aici aș face referire și la faptul că din ce în ce mai mulți oameni din lumea noastră, această lume care stă sub semnul științei, cercetează și caută beneficiile meditației, poate și în varianta micro mai comercială numit mindfulness, că de acolo vine mindfulness-ul din meditațiile budiste, și, evident, așa cum ai spus, este, e vorba de niște practici extrem de eficiente și, în prima fază, destul la, de la îndemână tuturor celor care, celor care vor să, să le practice, pentru a liniști mintea și pentru, încet, încet, a putea stăpâni stări cum ar fi tristețe, angoasa, neliniște, frica, lucruri cu care, evident, are de-a face, cum ai spus, și rugăciunea. Dar eu cred că cele două se completează foarte bine, adică nu se exclude budismul cu creștinismul. Chiar avem o fotografie foarte frumoasă în carte, unde m-a impresionat așa. Dalai Lama se ține de mână cu uh, Papa Ioan Paul al II-lea, dacă nu mă înșel imediat. Da, avem aici. Iată. Deci soluția este să fim împreună și să vedem fiecare ce avem de învățat unii de la alții în zona asta spiritualității, a empatiei, a iubirii, a comuniunii. Um, și uh, sunt, uh, sunt mai mulți uh, călugări budiști care sunt activi în zona asta de a filmulețelor, și chiar am căutat și sunt instrumente foarte utile. E important să spunem pentru cei care ne urmăresc: Budismul poate fi considerat, aș zice eu, mai degrabă o filozofie decât o religie. Așadar, dragii mei, absolut, dacă explorați absolut. Budismul, nu există vreun pericol să vă îndepărtați de, de credința voastră, ci din potrivă cred că puteți afla mai multe despre diversitatea lumii. Iată, și această autobiografie a unui mare personaj, dacă nu chiar, să spunem, unul dintre cele mai mari figuri ale, ale, secolului 20 și ale secolului 21, de o candoare și de o bunătate și de o înțelepciune extraordinară, care stă la masă cu oamenii de știință, și cu oamenii a, a simpli, acesta... și cu oamenii da, simpli. Da, da. Și are foarte, foarte mult umor. Da, e un... bine, asta e ceva specific, știi? Din nou, când am fost în Nepal, în afară de acești tibetani foarte simpatici în costume tradiționale pe care îi vedeam la templele budiste să se roage, vedeam și călugării budiști care sorii, întotdeauna erau cu zâmbetul pe buze. Deci a fost ceva... Eu nu aveam cunoștință despre budism și acum sunt așa o simpatizantă, o amatoare, este un subiect foarte vast care merită să fie analizat, dar m-a surprins extrem de plăcut zâmbetul, zâmbetul și deschiderea și căldura acestor călugări budiști. Deci avem multe lucruri de învățat, pentru că până la urmă împărțim toți aceeași planetă și soluțiile se pot găsi întotdeauna împreună, nu separați. Și uh, mi-a plăcut mai devreme faptul că ai menționat uh, de oare, oare ce asemănări sau similitudini analogii pe care le-ai făcut, între tradiția creștină ortodoxă și tradiția budistă și în discuțiile pe care le-a avut cu să spunem diverse persoane cărora le-a oferit anumite interviuri Dalai Lama, mă refer strict la spațiul geografic al României. Dalai Lama era părea interesat și era nu doar că părea era interesat de uh, viața spirituală din România. Voi acolo aveți niște, niște duhovnici, niște maestri spirituali în mănăstirile de la voi din țară uh, extraordinare. Și într-adevăr împărtășesc acest punct de vedere pentru că există niște valori uh, ale acestor două tradiții atunci când vorbim despre iertare atunci când vorbim despre bunătate, atunci când vorbim despre iubire, empatie, compasiune, pe care le regăsim atât în creștinismul ortodox, dar și în budismul tibetan. Și lucrul ăsta mi se pare fascinant ca să cumva, eu știu, de la nivelul înțelepciunii unui personaj ca Dalai Lama, pentru o țară poate mai micuță și să spunem mai nensemnată, dar hai să zicem, din punct de vedere geopolitic, faptul că era interesat de viața spirituală din România și aici într adevăr știm foarte mult și poate vom avea ocazia vreodată să discutăm și să abordăm și acest subiect al marilor duhovnici care au, și au pus cumva amprenta pe spațiul spiritual românesc. Aș încheia discuția noastră cu un citat, l-aș din Dalai Lama, în care el vorbește despre, tot așa, despre, despre compasiune și despre tot ceea ce înseamnă uh, un pic, tot ceea ce înseamnă uh, bucuria aceasta a, Iertării și a, a empatiei și a compasiunii, poporul tibetan trebuie să fie din nou liber să dezvolte din punct de vedere cultural, intelectual, economic și spiritual și să-și poată exercita libertățile democratice fundamentale încălcările drepturilor omului în Tibet sunt, din păcate, printre cele mai grave din lume. Acest lucru este atestat uh, și de alte organizații internaționale, iar discriminarea este practicată în Tibet printr-o politică directă de apartheid, numită de chinezi. Segregare și asimilare. În realitate, tibetanii sunt, în cel mai bun caz, cetățeni de mâna a doua în propria lor țară. Iată, aici, cumva, un soi de implicare, aș putea să spun, o implicare și socială, o implicare și politică, dar și culturală, în ceea ce privește toate aceste obstacole și am putea să le spunem dificultăți cu care s-au confruntat. Tibetanii în a-și păstra cumva integritatea și independența spațiului lor, nu doar geografic, dar mai ales cultural și spiritual. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre Dalai Lama, pornind de la Cartea Libertate în Exil, o carte scrisă de Dalai Lama, publicată în colecția Autobiografia a Editurii Herald, și a fost alături de noi Sandra. ECOBESCU, președinte la Fundația Calea Victoriei, care îi mulțumim foarte mult pentru că de fiecare dată vine cu informații foarte prețioase și pentru că este cumva tot timpul alături de aceste subiecte frumoase cu care noi venim înaintea noastră, dragi cititori, și mai ales de uh, cărțile de la editura Herald și avem o colaborare foarte, foarte frumoasă. Mulțumim din suflet, Sandra Ecobescu, dragii noștri, noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți Deschise pentru Minți Deschise. Până atunci aveți o zi binecuvântată, cu iubire uh, și lectură plăcută. La revedere, numai bine!